acum aș vrea să vorbim puțin despre copilăria ta și aș vrea să te întreb cum e mama ta? Ca toate mamele, îți dai seama, na, m-a învățat multe, ce să pot să zic, m-a învățat atâtea. Mama, na, mama, știți cum e, mama e mama. Da. Mama, de exemplu, m-a învățat despre ciclul vieții. Eu te-am făcut, eu te omor. M-a învățat ce înseamnă să ai curaj. Ai curaj să comentezi? Mama m-a învățat să țintesc fix la țintă. A, nu mă ascult și așa? M-a învățat ce sunt grijile. Grijă-ne-a mătii de copil, te omor. M-a învățat să am răbdare. Ai răbdare, lasă că ajungem noi acasă, țărtiuții. Bineînțeles, de la ea am învățat prima oară să mă rog. Roagă-te să nu-i spun șorul tău. Atât. Și de la mama am învățat ce înseamnă organizarea și importanța alegerii corecte. Ce alegeri să fac eu acum? Asta. Mama mi-a explicat pentru prima dată ce e genetica și cum funcționează. Bă, dar ești prost ca tată, încă nu înțelegi. Mi-a arătat de ce nu-i bine să te contrazici singur. De ce ai luat 4 la română? Și Mihai a luat 5? Cum a putut? Da, da, eu am luat note mai mari ca Mihai la matematică. Și treaba am eu cu Mihai? Tot mama m-a învățat ce înseamnă să ai priorități buni în viață. Auleu, plouă, hainele pe sârmă. De la mama am învățat ce înseamnă să fii o persoană echilibrată. Hai, hai, vezi, dacă duci numai una, te duci într-o parte, așa, cu ai echilibru. Două, hai, dă-i drum mai repede. Și desigur m-a învățat cum să iau o decizie bazată pe rațiune și logică. Băi, facem așa cum zic eu, că e la casa mea, la casa ta faci tu cum vrei. Uite, apropo de toate lucrurile astea care nu-ți convin, părerea mea este să te duci la mama ta și să-i spui tot ce nu-ți convine, tot ce ai adunat în tine, să nu ții nimic. Și să faci asta cât mai repede, chiar și în momentul ăsta. Bine, doamna psiholog, mă duc acasă și îi spun tot ce am pe suflet, da? Gata, mă duc, da? Dar ce faci ți aici, mă? Mămica? Păi, dar eu te trimit după pâine și tu stai aici și mă bârfești cu asta? Du-te gata după pâine! Gata, gata, mă duc, mă duc, am plecat, am plecat! Și cu tine și ei aici, domniță? Și cu tine aici? Ai venit să iei banii la copilul meu? Doamnă, dar stați, asta este meseria, am făcut facultatea, asta e meseria mea, așa câștig eu un ban cinstit. Și meserie, mă, asta e meserie? Dă-i drumul la mată muncă, că îți dau cu șlapul în cap acum aia, ce înseamnă asta? Dă-i drumul acasă, dă-i drumul la mătă acolo, dacă nu mă duc să-i spun tăcere. Ce înseamnă asta? Hai, pleacă mai repede, nu mă fă să mă nervez mai tare. Dă-i drumul. Salutare, oameni dragi, dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Nu uitați să intrați pe shop să vă luați tricou cu stuchite armâțele sau cu toate celelalte modele pe care le avem noi acolo. Mondo Sapiens. Dar îi prosmează în câmbeu. Stuchite armâțele. Mai multe stuchite armâțele. Ce vreți voi? Da. Intrați acolo, luați chestii, o să vă placă. Mulțumim.